O carte misterioasă care conține profeții criptice a fost descoperită la Biblioteca Națională din Roma și există dovezi că aceasta reprezenta munca finală a faimosului și controversatului Nostradamus, cel mai renumit clarvăzător al lumii. Mai interesant decât descoperirea cărții însăși este conținutul ei, care, conform specialiștilor, era atât de înspăimântător și blasfemiator, încât în acele vremuri s-a dorit ascunderea ei. Volumul a fost intitulat Cartea Pierdută. Manuscrisul aparținuse inițial fiului lui Nostradamus, care l-a donat lui Papa Urban al VIII-lea. Cartea pierdută a lui Nostradamus explorează unele din profețiile acestuia care l-au făcut celebru, iar volumul conține de asemenea și o serie de schițe și desene care vorbesc despre lucruri înspăimântătoare pentru generațiile actuale. Printre file se pot astfel vedea, conform cercetătorilor, imagini care indică un viitor plin de probleme pentru Biserica Catolică, iar una dintre schițe reprezintă chiar asasinarea unuia dintre cei mai iubiți papi ai erei moderne. Există și desene care ilustrează cele două războaie mondiale sau mișcări politice, precum comunismul și fascismul. Există și indicii de asemenea despre curentele conflicte globale, inclusiv ascensiunea fundamentalismului. Unele voci se întreabă dacă nu cumva titlurile ziarelor din întreaga lume care vorbesc despre terorism, încălzirea globală, pandemii, epidemii sau catastrofe naturale nu duc cumva la aceleași concluzii ca cele ale lui Nostradamus. Mai mult decât atât, unii oameni de știință susțin că Nostradamus a vorbit foarte clar și despre cel de-al treilea război mondial. Însă evident că există și sceptici care sunt de părere că aceste informații nu sunt decât speculații și zvonuri neîntemeiate. Aceiași sceptici susțin că acele catrene ale lui Nostradamus sunt atât de criptice încât pot fi interpretate în zeci de feluri. Însă cercetătorii care au studiat în amănunt lucrările sale afirmă cu tărie că acesta și-a exprimat foarte clar opiniile și profețiile. Mulți oameni de știință au declarat în 2001 că cel de-al treilea război mondial va începe în 2002, însă Nostradamus nu s-a referit la o dată precisă. În Cartea Pierdută se vorbește despre un conflict în Statele Unite ale Americii și Iran, despre un nou atentat terorist de proporții asupra Statelor Unite, despre Osama Bin Laden și chiar despre un atac nuclear asupra Romei care îl determină pe Papa să părăsească Vaticanul și să se refugieze într-o altă locație. Conform altor teorii, orașul vizat nu ar fi capitala italiană, ci Parisul. Nostradamus mai vorbea despre apariția unor noi arme de ucidere în masă, despre un al treilea anticrist, o nouă ordine mondială, precum și despre catastrofe naturale provocate însă de mașinăriile oamenilor. Se pare că Statele Unite ale Americii vor fi cele mai afectate de catastrofe naturale, în special cu tremure și inundații, care vor provoca adevărate războaie civile și sărăcie lucie. Statele Unite vor fi falimentate încercând să facă față catastrofelor. În acea perioadă, trei mari națiuni vor sări în ajutorul americanilor. Nostradamus mai susține că un lider din Estul Mijlociu va putea obține arma nucleară pe care nu va ezita să o folosească pentru a-și atinge ambițiile. Conform vizionarului francez, cel de-al treilea război mondial va fi declanșat de asasinarea unui lider controversat pe care l-a numit Mabus. Acesta ar putea fi chiar liderul palestinian Mahmoud Abbas, ori președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad, vicepremierul sârb Miroljub Labus sau chiar George Bush.
În afara conflictelor politice, se mai pomenește și despre un corp ceresc foarte periculos, care poate reprezenta o amenințare împotriva omenirii. Această previziune se potrivește cu alte profeții. Atât Nostradamus cât și Edgar Cayce sau Sfântul Ioan au vorbit despre vremuri care vor aduce cutremure de proporții și catastrofe geologice. Omul cel mai misterios din câți au existat vreodată. Se spune că în mai multe nopți înainte de nașterea lui Nostradamus, activitatea cerească a fost extrem de importantă. În arhivele din Salon, orașul unde marele profet și-a petrecut ultimele zile, încă se mai păstrează consemnări ale unor relatări despre existența pe cer a unor obiecte rotunde și strălucitoare deasupra orașului Saint-Rémy de Provence. Nașterea lui Nostradamus a fost ea însăși remarcabilă, deoarece Bianche Nostradam, adevăratul nume al familiei, dărui soțului ei un nou născut perfect. În secolul al XVI-lea, nou născuții perfecți erau extrem de rari. Rata mortalității era foarte ridicată. Nou-născuții se nășteau subalimentați, deoarece și mamele lor erau subalimentate. În cazul lui Nostradamus, avem motive să credem că a fost protejat la o vârstă precoce și poate chiar călăuzit de o putere invizibilă în mod normal. Știm cu siguranță că prezicerile sale sunt cele mai exacte din câte s-au înregistrat vreodată. Nimic nu ne spune că s-ar fi înșelat vreodată când încerca să vadă în viitor. Alții, fie că erau mediumuri sau ghicitori în cărți, au momentele lor de sensibilitate extremă, dar Nostradamus vedea întotdeauna exact. Într-un fel, era ca și cum ar fi trăit viitorul și ar fi povestit pur și simplu ce văzuse. Numeroase motive ne fac să credem că era diferit de toți oamenii care trăiseră până la el și după el. De exemplu, marele profet era incredibil de inteligent. Pe când era încă foarte tânăr, a învățat mai multe limbi și matematicile superioare. La 23 de ani a devenit medic licențiat și mai târziu și-a obținut doctoratul aproape fără efort. Luni de zile a umblat printre victimele ciumei fără să se molipsească de cumplita boală. Ca și cum de acolo de unde venea, fusese vaccinat pentru a nu i se întâmpla nimic rău. Cu un amestec misterios de ierburi și ingrediente necunoscute la noi, putea să vindece un mare număr de năpustiți. A fost recunoscut în Franța și în restul Europei ca un vindecător misterios. Cine era? Sunt mai multe ipoteze despre originea și felul în care Nostradamus își folosea darul de vizionar. Așa cum vom vedea mai departe, acorda o mare încredere astrologiei, dar se pare că nu exercita această activitate decât pentru a ascunde adevărata metodă de care dispunea. Unii spun că invoca demonii cu o baghetă specială. Totuși, este imposibil ca Nostradamus să fi făcut un pact cu diavolul. Era o persoană foarte religioasă. Născut evreu, s-a convertit mai târziu la religia catolică și în practica sa religioasă a păstrat puțin din cele două credințe. Într-adevăr, având în vedere faptul că multe din profețiile sale vorbesc despre a doua venire a Mântuitorului și de apariția Antichristului, sunt mari șanse ca el să fi fost într-adevăr un mesager al lui Dumnezeu. În Biblie, nu rare ori vorbește Domnul pentru a spune adepților săi ceea ce îi așteaptă, bine sau rău. Poate că grație puterilor sale, Nostradamus a străduit întrucâtva să modernizeze Apocalipsa. Cât despre faptul de a fi un vrăjitor, nu există nicio dovadă că ar fi practicat magia neagră. N-a încercat să invoce morții sau spiritele pentru a le cere sfatul, cu toate că, fără îndoială, trebuie să fi crezut cu tărie într-o viață de după moarte.
aceasta nu ne lasă decât cu două alte posibilități. A. Era un călător în timp. Sau B. A fost adus pe pământ de ființe străine, în realitate venind din stele. Da, era astrolog, dar studia stelele într-un fel excepțional. Le studia ca și cum fusese în cer cu ele. Aparatul pe care îl folosea n-a fost reprodus niciodată cu succes. Era format dintr-o baghetă cu trepied de culoarea flăcării și un bol cu apă. Obișnuia să stropească cu apă trepiedul și bagheta, apoi pe el însuși. Atunci atingea trepiedul cu bagheta, ceea ce declanșa o profeție în creierul său. Este mai probabil să fi obținut acest aparat dintr-un alt timp sau alt loc. Dacă ar fi fost un călător în timp venit din viitor, este evident că ar fi știut ce urma să se întâmple și că ar fi vrut să ne avertizeze dinainte sau cel puțin să ne facă să presimțim ceea ce ne rezervă viitorul. Dar explicația cea mai probabilă despre ceea ce putea realiza este aceea că venea de undeva de acolo, fie că fusese lăsat acolo pe când era un bebeluș, fie că Nostradamus era ceea ce a desemnat deseori sub numele de substituit. S-ar putea, pe baza a ceea ce știm până acum despre acest subiect, ca un străin să fi venit să ocupe un corp terestru cu învoirea completă a ocupantului originar pentru a împărtăși cunoștințe importante care ne-ar fi ajutat în dezvoltarea noastră. Nostradamus avea toate semnele unei ființe numite Copilul Stelelor și toți cei care l-au cunoscut au jurat că era deasupra și dincolo de muritorii obișnuiți. Știm că prietenii noștri extratereștri traversează distanțe mari pentru a veni la noi și o pot face deoarece vehiculele lor sunt probabil nave spațiale fotonice, ceea ce încetinește procesul atomic într-o călătorie spațială foarte rapidă. Astronauții străini de galaxia noastră ar putea sosi astfel pe Pământ într-o altă perioadă, într-un alt secol. Este deci foarte posibil ca celulele corpului lui Nostradamus să fi fost programate pentru a vibra mai încet, permițându-i astfel să facă o săritură cuantică în viitor. Acest raționament ar explica de ce profetul a fost atât de precis, deoarece el vedea cu adevărat evenimentul derulându-se sub ochii săi. Aceasta ar explica, de asemenea, de ce Nostradamus fixa rare ori data profețiilor sale. El era martor al evenimentelor, dar nu avea niciun mijloc de a ști când aveau să se petreacă. Legătura dintre Nostradamus și extratereștri se întărește considerabil când analizăm omul și evenimentele care îl înconjoară. Să examinăm următoarele puncte. 1. Activitatea celestă deasupra orașului Saint-Rémy de la nașterea sa. 2. Inteligența superioară a omului. 3. Aparatul straniu pe care îl folosea pentru a se proiecta în viitor. 4. Infailibilitatea sa în fața bolii. 5. Excelenta sănătate de care s-a bucurat în timpul întregii sale vieți. 6. Marele său dar de clarviziune. 7. În sfârșit, Nostradamus a scris un catren care are cu siguranță un parfum extraterestru. Nu e un pasaj agreabil, dar trebuie să-l includem. O forță mare datorată unui val pestilențial se va întinde în jurul polului arctic. Samarobin la 100 de leghe de emisferă. Ei vor trăi fără legi, nesupuși vreunei politici. Acest catren arată că o ciumă va fi răspândită de o navă aflată la 400 de kilometri, 100 de leghe, deasupra polului nord. Nu se cunoaște vreo semnificație pentru cuvântul Samarobin, dar pentru Nostradamus aceasta înseamnă cu siguranță o navă spațială.
și, bineînțeles, extratereștrii de pe această navă nu s-ar supune nici legii, nici politicii. Fără îndoială, extratereștrii au hotărât să-și răspândească ciuma peste Polul Nord pentru că regiunea este puțin populată. Se poate ca ei să aleagă polul pentru a ne avertiza asupra ceea ce ne așteaptă dacă refuzăm să ascultăm ceea ce călătorii în spațiu au să ne spună. În orice caz, trebuie să reluăm viața și profețiile de o ciudățenie neliniștitoare ale marelui profet. Înfricoșătoarea prezicere a marelui profet. Într-o scrisoare către fiul său, Nostradamus scria: înaintea conflagrației universale se vor produce inundații atât de mari încât rare vor fi zonele neacoperite de apă și vor dura atât de mult încât vor pieri cu toții, excepție făcând obiectele materiale și pământul cu formele lui. Înainte și după aceste inundații, în multe țări va fi o secetă atât de mare și atât de multe incendii și pietre incandescente ce vor cădea din cer, încât nu va mai rămâne nimic nemistuit. Când va avea loc acest oribil eveniment? După Nostradamus, Armagedonul va începe cu apogeul celui mai cumplit dintre războaie, care va dura de la 23 noiembrie la 21 decembrie 1999. Spune că va fi ciumă, foamete, moarte prin forța armată și că în următorii 40 de ani pământul secetos va deveni din ce în ce mai uscat. A doua venire. Nostradamus ne spune foarte clar în catrenele sale că Hristos va reveni și ne informează chiar despre ceea ce se va întâmpla înaintea apariției sale. Două versuri dintr-un catren al lui Nostradamus sunt redactate astfel: steaua cea mare timp de 7 zile va arde, un nor va face să apară 2 sori. Într-adevăr, steaua cea mare pare a avea aceeași mărime ca soarele. E un fapt rar, dar nu fără precedent. Celebra cometă din 1911 era într-adevăr mai mare decât soarele. A doua parte a catrenului e redactată astfel: în anul 1999 și 7 luni, din cer va veni un rege cu o putere înfricoșătoare. Nostradamus nu îl numește pe Hristos, ci rege. De ce? Pentru că Hristos înseamnă rege. Cei care presupun că profetul ar putea face aluzie la un extraterestru coborât dintr-o navă spațială în 1999 au probabil dreptate, pur și simplu pentru că un alt catren ne spune de unde vine regele și ce va face pe pământ. Domnia umană de origine îngerească va face să se nască pacea și unirea în timpul domniei sale. Va ține războiul captiv, întrerupându-l pe jumătate. Îl va păstra în pace timp îndelungat. Primul vers ne spune de unde va veni și de vreme ce este de origine îngerească, nu poate fi decât din cer. Va face să înceteze războiul pentru mult timp, dar nu pentru totdeauna. Remarcați și faptul că îl va face să tacă pe jumătate. Totuși, pacea va domni cu adevărat pe pământ mult timp. Putem fi de asemenea siguri că dincolo de această domnie de pace ne așteaptă o ameliorare încă și mai mare, căci Nostradamus scrie fiului său într-o scrisoare: după ce aceasta va fi durat un anumit timp, aproape că va urma o altă domnie a lui Saturn, o vârstă de aur. Cine era de fapt Nostradamus? Ceea ce am spus până acum nu era opera unui bătrân ce își pierduse mințile și care își petrecea tot timpul aplecat asupra mesei sale de lucru. Nostradamus nu era un vrăjitor limbut.
A fost un profet adevărat care a știut să prevadă cele două războaie mondiale, războiul aerian, atacurile submarine, agresiunea lui Hitler, lipsa de grijă a Angliei de a se înarma, eșecul liniei Maginot în Franța, asasinatele celor doi Kennedy și încă alte lucruri. Toate acestea din partea unui om care a trăit acum 500 de ani. Cum a procedat? Nu știe nimeni. Ceea ce știm e că nu folosea un glob de cristal, nu intra în transă, nu avea contact cu lumea spiritelor și nu a făcut pact cu diavolul. Știm că se așeza pur și simplu la birou, își lua pana de gâscă și scria tot ce îi trecea prin minte. Și-a scris toate prezicerile în catrene, fără a le așeza într-o anumită ordine. De exemplu, un catren putea să povestească ceva ce urma să se întâmple la câteva luni, iar cel care urma imediat după el putea să descrie un eveniment care avea să se petreacă în anii 60. Profetul ne-a prevenit asupra bombei atomice. A scris despre zborurile în spațiu, despre mărirea și decăderea Rusiei. A scris despre Revoluția franceză, Revoluția americană, a scris despre sosirea la putere a lui Cromwell în Anglia, despre Napoleon, despre stăpânirea Angliei asupra mărilor timp de 300 de ani, numind această țară Marea Britanie înainte de a-i se spune astfel. Nostradamus a văzut chiar propria moarte la timp pentru a ajuta la pregătirea funeraliilor. Putem crede în prezicerile sale despre Armagedon și despre a doua venire a lui Hristos? Noi necazuri. Nostradamus s-a întors la Montpellier pentru a-și completa studiile medicale. Voia să obțină doctoratul. Nu-și imagina că pătrunsese în mijlocul dușmanilor. Reputația sa de vindecător miraculos ajunsese și aici înaintea lui și acum se afla în fața unor profesori invidioși care îl copleșau cu sarcasme la adresa pretinselor sale vindecări. A încercat el să le explice leacurile și tratamentele sale mai puțin ortodoxe, dar fără niciun succes. Totuși, nu i se putea refuza dreptul de a studia. A obținut doctoratul și a rămas la universitate ca profesor timp de un an. Ar fi rămas probabil mai mult dacă nu și-ar fi dezvoltat teorii bizare asupra medicinii și tratamentelor. De exemplu, refuza să lase sânge bolnavilor, ceea ce l-a pus într-o lumină nefavorabilă. La vremea aceea se credea că, luând o mare cantitate de sânge unui bolnav, acesta s-ar fi vindecat oricare ar fi fost boala de care suferea. Nostradamus credea că acest lucru e absurd. Cum își irita prea des colegii, vindecătorul a hotărât să cedeze pasiunii sale pentru călătorii și să meargă să vadă ce se mai petrece prin lume. Merse dintr-un loc într-altul, profesând ca medic. Obosit de un oraș, pleca într-altul. Purta o tocă neagră de savant și o togă. Deși era întotdeauna foarte curat, nu se îngrija prea mult să aibă haine elegante. Nostradamus se afla la Toulouse când a primit scrisoare de la Jules César Scaliger. Acest om era considerat unul din cei mai mari filozofi ai Europei, al doilea după Erasm. Răspunsul pe care Nostradamus l-a trimis lui Scaliger nu ni s-a păstrat, dar trebuie să fi fost foarte agreabil de vreme ce Scaliger l-a invitat pe doctorul vagabond să vină să locuiască cu el la Agen. Viața la Agen a fost o fericire pentru Nostradamus, căci aici s-a îndrăgostit. Nenorocirea îl lovește pe Nostradamus. În jurul anului 1534 s-a căsătorit cu o tânără considerată de rang înalt, frumoasă și deosebit de inteligentă. Au avut un fiu și o fică. Nostradamus a fost extrem de fericit în această perioadă. Clientela sa îl făcea bogat și celebru, iar el adora să-și întrețină vivacitatea spiritului în întreceri intelectuale cu filozoful Scaliger.
dar fericirea a fost de scurtă durată. Ciuma ajunse și la Agen. Printr-o cumplită ironie a sorții, Nostradamus, care vindecase sute de oameni de teribila boală, a fost neputincios când aceasta i-a lovit soția și cei doi copii. Au murit toți trei. A fost copleșit de durere. Când în sfârșit a putut să-și rea munca, a aflat că pacienții săi nu mai aveau încredere în el. Raționamentul lor era următorul. Dacă n-a putut să-și salveze propria familie, cum puteau aștepta ei ajutor din partea lui? Pe Nostradamus îl cuprinse teama. Începuse să se certe cu bunul său prieten Scaliger, apoi și cu alți prieteni. Primi o altă lovitură când familia soției sale încercă să intenteze proces prin care să-l oblige să restituie zestrea. Apoi, în 1538, o remarcă făcută la întâmplare cu câțiva ani în urmă se întoarse împotriva lui. Văzând un bărbat turnând în bronz o statuie a Fecioarei Maria, îi spusese că fabrica demoni. Această remarcă a fost raportată autorităților și Nostradamus se văzu acuzat de erezie. A încercat să justifice, spunând că se referise doar la lipsurile estetice ale statuii. Această apărare a fost insuficientă. Inchizitorii l-au anunțat că trebuia să se prezinte la Toulouse. Acuzatul știa prea bine ce l-aștepta acolo: un proces, apoi scaunul de tortură sau rugul. Fugi deci în direcția opusă și timp de 6 ani străbătu drumurile ocolind orașele și autoritățile religioase. O prezicere senzațională. Nu se știe mare lucru despre ceea ce a făcut Nostradamus în timpul acestor 6 ani. A vizitat Italia oprindu-se mai întâi în Lorena, apoi continuându-și drumul până la Veneția și mai departe până în Sicilia. A vizitat mulți spițeri pentru a nota ce gen de medicamente prescriau împotriva ciumei și își petrecea câtva timp cu traducerea în franceză a unei cărți grecești. Se afla în Italia când a avut probabil prima sa revelație asupra viitorului. A văzut un tânăr călugăr într-un grup de frați franciscani. Îi salută pe toți acești sfinți bărbați, dar când îl zări pe călugărul cu ochi negri, Felice Peretti, din satul Ancone, Nostradamus căzu dintr-o dată în genunchi. Un călugăr întrebă: pentru ce e acest omagiu? Nostradamus răspunse: trebuie să îngenunchez în fața preasfinției sale. Acest salut era rezervat papei. Ceilalți călugări se întoarseră disprețuitori. Și totuși, peste ani, tânărul călugăr deveni cardinal de Montalto și în 1585 deveni sfinția sa papa Pius al V-lea, la 20 de ani după moartea lui Nostradamus. Venea dintr-un alt timp. Marele profet era mic de înălțime, robust, vioi și plin de energie. Avea o frunte înaltă, liberă și un nas lung și regulat. Avea ochi negri, privirea era de obicei binevoitoare, dar ea se putea înflăcăra de mânie, furie sau indignare. Fața sa avea în ansamblu o expresie severă, dar plăcută. Toată viața Nostradamus a păstrat culoarea în obraj, chiar și la bătrânețe, fără îndoială pentru că petrecea mult timp în aer liber. Avea barba lungă și deasă. S-a bucurat de o sănătate excelentă de-a lungul întregii sale vieți până în chiar momentul morții. E un adevărat miracol că, deși a fost ani întregi în contact direct cu victimele ciumei, n-a fost niciodată contaminat. Nostradamus avea o minte foarte ageră. Era capabil să înțeleagă orice subiect, oricât de dificil ar fi părut. În cea mai mare parte a timpului vorbea foarte puțin, dar atunci când i se ivea ocazia, putea ține lungi discursuri perfecte. Profetul nu avea nevoie decât de 4 sau 5 ore de somn în 24 de ore.
Se bucura de o mare ușurință în exprimare și le dorea și celorlalți acest lucru. În conversație era vesel și chiar poznaș. Era un catolic fervent, se ruga, postea și făcea milostenie. Era și foarte generos cu săracii, dar prefera tovărășia egalilor săi pe plan intelectual. I se dusese faima în toată lumea cunoscută, dar aceasta nu l-a făcut să fie un înfumurat. Marele său succes i-a venit din prezicerile pe care le făcea citind în stele și avea cu siguranță un mare dar. Istoricii îi recunosc talentul. Nimic din ceea ce făcea nu era supranatural, dar părea să vină cu adevărat din alt timp. Din nou ciumă. În 1554 s-a instalat la Marsilia. În noiembrie, Proventa suferi una din cele mai mari inundații din istorie, ceea ce a provocat o recrudescență a ciumei. Se pare că epidemia s-a răspândit foarte repede datorită revărsării râurilor și odată cu ele a cadavrelor contaminate. În orice caz, Nostradamus s-a pus pe treabă pentru a face tot ce putea pentru cei molipsiți. Hotărârea doctorilor și a locuitorilor de a fugi din regiune a constituit o altă cauză a extinderii epidemiei. Nostradamus a fost lăsat singur să se ocupe de bolnavi și muribunzi. Apoi, la 1 mai, a fost chemat la capitala Provenței. Acolo, ciuma a fost cumplit de virulentă. Oamenii mureau pe stradă. Cadavrele erau aliniate de-a lungul drumurilor, lipsite de morminte. Toți medicii fugiseră din oraș, lăsându-l pe Nostradamus singur. Locuitorii care fugeau, jumătate din ei bolnavi, părăsind orașul, propagau epidemia în alte comunități. Nostradamus nu-i putea împiedica, dar știa ce trebuia făcut pentru cei bolnavi. Insista ca aceștia să aibă aer curat și apă potabilă. Ceru haine curate pentru bolnavi, paturi curate, veselă curată și declară război rozătoarelor. Metodele sale nu erau încă practicate, era cu secole înaintea epocii sale, ceea ce dovedește încă o dată că Nostradamus aparținea unui alt timp. Ne putem imagina cu ușurință că munca a fost teribil de grea pentru el, singur, zi de zi, fără ajutor. Dar într-un sfârșit, populația s-a vindecat și Nostradamus a lăsat din nou în voia pasiunii sale pentru călătorii și a plecat la Salon. A doua căsătorie a lui Nostradamus. Salon era un oraș plăcut, atât de plăcut încât Nostradamus hotărâ să se instaleze aici definitiv. Dar abia își formula acest gând că fu din nou chemat de data aceasta la Lyon. Și aici era ciumă. Unii credeau că e vorba de tuse măgărească. Doctorul se grăbi să plece la Lyon și munci și aici fără răgaz până la oprirea epidemiei. La Lyon sau în alte orașe, oamenii pe care Nostradamus îi salvase de la moarte îl copleșau cu cadouri. Astfel încât, în momentul când se pregătea să părăsească un oraș, era încărcat de tot felul de obiecte date de bolnavi recunoscători. Avea obiceiul însă ca, înainte de a pleca, să dăruiască săracilor cadourile. După epidemia de la Lyon, Nostradamus se întoarse la Salon și o întâlni pe Anne Poussard Genel, o văduvă bogată. S-a căsătorit cu ea și s-au instalat într-o casă ce încă mai există. Nostradamus a petrecut restul zilelor în această casă, întru totul fericit între fermecătoarea sa soție și cărțile sale. Stelele vă împing, nu vă constrâng. Marele profet a transformat ultimul etaj al casei sale în cameră de lucru. Aici se întări interesul pentru științele oculte. Citea toate cărțile pe care le putea găsi și se spune că le ardea după ce le termina, dar cu siguranță că acest lucru nu este adevărat, căci în calitate de erudit n-ar fi putut distruge cunoștințe.
Poate că s-a inventat această poveste pentru a-i calma pe cei care îi voiau răul. După 1550 a scris un almanah anual și după 1554 și-a scris prezicerile. Succesul acestora din urmă l-a încurajat să înceapă să-și scrie profețiile. Sunt cu totul 900 de catrene. Unele prezic evenimente ce urmau să se petreacă peste câteva luni, altele sunt cu secole în avans. Bineînțeles, Nostradamus era astrolog, dar nu seamănă câtuși de puțin cu astrologii moderni. Insista asupra faptului că tot ceea ce prezicea urma să se realizeze negreșit, că destinul era hotărât odată pentru totdeauna. Nu există nicio libertate de alegere, cum există un proverb care spune: stelele vă împing, nu vă constrâng. Nostradamus își menținea spusele oricare ar fi fost opoziția pe care o întâlnea. Într-o zi a spus unui grup de oameni care încercau să-i pună întrebări încuietoare: nu mă veți obliga să mă dezic nici în timpul vieții, nici după moartea mea. Își scria catrenele profetice pentru secolele următoare, opunându-se ignoranților care, neînțelegând ceea ce acestea voiau să spună, aveau tendința de a le biciui cu disprețul și înverșunarea lor. El spunea: scrierile mele vor fi mai bine înțelese de cei care vor veni după moartea mea și de cei care le vor pătrunde sensul. Centuriile. Nostradamus a grupat catrenele în centurii, după cum le-a numit el, dar acest lucru n-avea nicio legătură cu perioadele de 100 de ani. Fiecare centurie cuprindea 100 de catrene. Avea intenția de a scrie 10 pentru a avea în total 1000 de catrene. Nimeni nu știe de ce, dar a șaptea centurie n-a fost terminată niciodată. Voia de asemenea să scrie o a 11-a și o a 12-a centurie, dar se presupune că a intervenit moartea, cu toate că elemente pe care le vom spune puțin mai târziu din această carte vor demonstra că erau terminate, dar că au circulat puțin. Nostradamus a fost în mod intenționat imprecis. De-a lungul secolelor, oamenii s-au plâns de stilul obscur și alambicat al lui Nostradamus, spunând că scria într-un amestec de franceză și italiană, de greacă și latină. E adevărat, dar avea un motiv important pentru a acționa astfel. În acel timp, biserica era foarte puternică în Europa. Dacă nu ar fi amestecat în mod deliberat ordinea profețiilor și dacă nu și-ar fi ales cu grijă cuvintele, ar fi putut fi acuzat de magie. Trebuie să ne amintim că în secolul al XVI-lea urmărirea pe cale judiciară era departe de a fi ceea ce este astăzi. Cu siguranță Nostradamus n-ar fi avut un proces echitabil. Simplul fapt de a fi acuzat era de ajuns pentru a fi condamnat. Condamnat ar fi trebuit să suporte orice formă de tortură care l-ar fi făcut să mărturisească. Ar fi urmat moartea fie sub tortură, fie prin spânzurătoare. Nostradamus avea și un alt motiv pentru a fi obscur. Avea un talent pentru a crea imagini. Adora să se joace cu cuvintele. Făcea anagrame. Dacă în acel timp ar fi existat cuvinte încrucișate, Nostradamus ar fi fost neîntrecut. Când vorbea de Anglia, o numea Neptun sau insule, uneori Anglia sau Marea Britanie. Adeseori vorbea despre o țară numind numai unul din orașe, precum Veneția sau Geneva. Pe Hitler l-a numit Hister. Numele lui Napoleon a fost încurcat devenind Pan Nai Loron, Napoleon Roy. Cromwell a fost prezent sub anagrama numelui său Old Noll. America era Occident, iar biserica din Roma era barca de pescuit. Un exemplu de jocuri de cuvinte ale profetului. Despre Revoluția franceză a scris:
soțul despărțit va purta o mitră. Reînceput, conflictul se va întinde sub țiglă, de 500 un trădător va fi numit Narbone și gărzile din solz pe butoaie de ulei. Păsărească? Deloc. E felul în care Nostradamus deghiza ceea ce voia să spună cu adevărat și, pentru erudiții care cunosc bine Revoluția franceză, totul se află aici, cuprins în aceste 4 versuri. Tot ceea ce ne trebuie e să găsim interpretarea exactă. De exemplu, Ludovic al XVI-lea a fost despărțit de Maria Antoaneta și cei care l-au arestat l-au obligat să poarte boneta frigiană sau mitra. Aceasta a avut loc după întoarcerea de la Varens, unde fusese arestată familia regală. 2 luni mai târziu izbucni o bătălie la fabrica de țiglă de la Tuileries. Cauza acesteia a fost rezistența a 500 de bărbați din garda elvețiană a regelui. Până aici, Nostradamus a fost cât se poate de precis. Cele 2 versuri și jumătate arată că soțul a fost despărțit și că purta o mitră. S-a întors de la Varens și un conflict s-a întins asupra fabricii de la Tuileries. Cauza erau într-adevăr cei 500 din garda elvețiană. Și trădătorul Narbone? În realitate era contele de Narbone, ministrul de război. Ludovic al XVI-lea l-a revocat, deoarece îl bănuia de trădare. Ultimul vers, și gărzile din solz pe butoaie cu ulei, este asemenea clar pentru cei care cunosc istoria Franței. Solz era primarul din Varens. Avea un magazin și este cel care a arestat familia regală, Maria Antoaneta, fiind găsită printre butoaiele cu ulei din magazin. După cum vedeți, Nostradamus avea mare grijă să-și deghizeze catrenele. Făcea în așa fel încât ștanțele să fie lizibile, dar sensul să rămână vag. Într-o zi i-a scris regelui Henric al II-lea. Dar unii pot spune că a înțelege rima e la fel de ușor ca bună ziua, însă sensul este mai greu de priceput. În acea scrisoare, puțin mai departe, adăuga că ar fi putut fixa în fiecare catren momentul exact când ele, evenimentele, urmau să se petreacă, dar că aceasta nu ar fi fost pe placul tuturor, iar interpretarea lor și mai puțin. În prefață, la centuriile sale, a scris: dacă aș veni să vorbesc despre ceea ce se va întâmpla în viitor, cei din regat, sectă, oameni ai religiei și ai credinței ar găsi acest lucru atât de puțin în acord cu ideile lor meschine, încât ar ajunge să condamne ceea ce secolele viitoare vor cunoaște și le vor înțelege ca fiind adevărate. Cum întotdeauna erau prea puțini în conformitate cu lumea tradițională, a fost obligat să arate în fraze obscure și complicate lucrurile viitoare, chiar cele mai urgente, așa cum le percepeam, oricare ar fi fost schimbările, în așa fel încât să nu scandalizeze înțelegerea lor firavă și să scrie fiecare lucru într-o formă mai degrabă vagă decât profetică în mod clar.